Administrația locală a comunei Volovăț desfășoară noi lucrări de asfaltare a mai multor străzi. Cu detalii vine primarul comunei Ioan Vicol. Ne aflăm la un obiectiv, un proiect amplu de modernizări de drumuri în comuna Volovăț. La ora actuală se toarnă asfaltul pe un troson de drum din zona Gavril-Vicol. Practic, domnul care e cu florăria zona respectivă este un proiect mai amplu care face parte din modernizarea 12 tronsoane de drumuri. Unele au fost modernizate anul trecut, urmează anul acesta să încheiem acest proiect. Acest tronson are o lungime de aproximativ 650 de metri, fiind finanțat în totalitate, tot proiectul în ansamblu este finanțat din bugetul local. Ne aflăm pe un alt tronson de drum care este pregătit pentru asfaltare, care face parte din același proiect, tot finanțat din bugetul local. Acest tronson de drum, având o lungime de 360 de metri.